Salutare, salutare! Suntem în ultima după amiază acestui sejur de pe litoralul turcesc de la Marea Mediterană. Aici e zona cu turci. Mulți din acele multe femei îmbrăcate, cum e doamna de acolo, în portul tradițional. Aici avem mini râul care se varsă ușor, ușor în mare. Deci apa dulce intră în contact cu apa sărată în acest loc. Da, încă o doamnă îmbrăcată tradițional. Da, ia priviți cât de repede intră nisipul în invers, cât de repede intră apa în nisip la Mediterană. Da. O bucată de scoică adusă valul. Da. Eu sunt Lauru Balauru 77, prietenul vostru, și filmez pentru canal. Da. Ia uitați, niște tineri care joacă beach volley. Da. Soarele aproape se apropie, se apună soarele. Iar sejurul meu în Antalya aproape se încheie. Da. Asta este. Mult a fost, puțin a rămas. Cam așa ceva. Sejurul meu în Side este aproape de final. Ia uitați, astăzi marea este puțin mai nervoasă decât de obicei. Ce avem noi aici? Avem un frigider abandonat pe post de coș de gunoi. Da. Cam așa ceva. Ne continuăm deplasarea. Am trecut pe lângă niște doamne în portul tradițional musulman. Și continuăm plimbarea pe plajă, care se întinde pe câțiva kilometri buni. Da. Un copil german puțin nervos, poate să supără și apa și dă cu capul pe nisip. Ia uitați, numai limba germană scrie peste tot. În concluzie, ce înseamnă asta? Că majoritatea turiștilor sunt de origine germană. Da. Ia priviți ce frumos este la Shural Resort. Printre palmieri sunt puse șezlongurile de la acest hotel și au o superbă grădină de palmieri de la plaje spre hotel. Ia priviți, paraselling. Priviți cum îi înalză, are un singur client, pe banul sunt doi, ne zâmbește parașuta de paraselling. Uitați, marea nervoasă o să îi ridice de la acest nivel până aproximativ
la 100-120 de metri. Da. Până îi ridică la această înălțime, vom mai filma Mediterana și valurile care se lovesc de țărm. Spre deosebire de Marea Neagră, din punctul meu de vedere, Mediterana are un alt unghi de lovire a valurilor cu țărmul puțin înclinat. Și uitați-i pe ai noștri cât s-au ridicat pe cer. Sunt la înălțimea de aproximativ 70-80 de metri. Încă n-au ajuns la înălțimea maximă. Zi plăcută și sănătate tuturor! Vă mulțumesc pentru vizionare, like, share and comment la Urbalauru 77.